Nu înțeleg foarte bine ce vrei să faci cu 200.000 de euro. Pentru mine, cel puțin, să investezi 200.000 de euro în ce? Cum ne dai banii ăștia înapoi? Domnule Dragoș, aveți perfectă dreptate. Aș vrea să vă întreb un singur lucru. Feeling-ul în afaceri este omniprezent peste tot? Da, domnule, feeling-ul contează. Răspunsul, da? Răspunsul este da. Da, așa feeling-ul este. Dumneavoastră contează. Ați făcut dreptul. Dumneavoastră sunteți inginer și nu faceți ce ați făcut. Deci ați avut un feeling. Deci răspunsul la cum ne văd eu cei 200.000 de euro înapoi este că eu ar trebui să am un feeling, ca și al tău, cât vom în avea cât succes. Acea broșă care este la doamna Cristina nu va mai costa 250 de lei, va costa 250 de euro. Am înțeles. Bine. 2000, ca bine. Să merit. Da. Am fost modest. De obicei eu nu am să mă retrag. N-ați știut să răspundeți la întrebările esențiale pe care trebuie să le dați unui investitor atunci când vine partener în afacerea dumneavoastră. Și mi s-ar părea nedrept față de ceilalți concurenți, sincer. Nu mă văd parte din acest business, iar de asta eu mă voi retrage. Mulțumesc!